Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars și astăzi o să vă arăt noul meu clan care se numește Legendarii. În acest clan suntem 14 oameni creat de mine și de Leonțu și dacă vă interesează puteți să intrați. Este un clan pentru toată lumea. Dacă aveți peste 8000 de trofei, primiți vice gratis și dacă vreți vice gratis, senior gratis, puteți să intrați. Da, și o să mă joc astăzi cu niște brawleri, nu cu Dynamite, pentru că Dynamite e bun pe mapa asta, Dynamite, dar nu. Vreau să mă joc cu Nani, pentru că nu m-am mai jucat de mult cu ea. Mapa este o mapă extraordinar de proastă, caverna. Nu prea știu dacă o să reușesc să fac ceva, dar vom vedea. N-am mai jucat cu Nani. Din câte știu și-a primit un buff și acum Raza se duce mult mai departe. Mult mai departe, ceea ce este un buff chiar destul de bun, zic eu. Ok. Acum distrugem cutiile astea. Dă destul de mult damage, Nani. Chiar dă destul de mult damage. Nu e chiar slăbană, să spunem așa. Da, și în caz de nu știați, Nani e fată, nu e băiat. Asta doar în caz de nu știți. Priviți acum până unde se duce. Se duce extrem de departe. Părerea mea este că și-a meritat acest buff, acum poți să dai mai ușor pe auto-aim. Și da, priviți, aici dăm și noi un emote ca băieții. Așa, să vedem dacă este cineva băieț bun, am văzut un bine, de fapt nu e foarte bine că am văzut un bun, pentru că cam poate bulul să-mi deie destul de ușor, așa, dar aparent vine domnul Spike și nu prea-mi place pentru că mă ține cam la mijloc, mă ține între perete și vine și zona și da, cam ăsta am fost eu. Da, cam asta a fost acest match, nu foarte reușit, cam am jucat acum un an, vreau să încerc și cu alți brawleri, să vedem cu cine să joc. Sincer, nu am mai jucat de mult cu... Da, și vreau să vă mai arăt pentru că am reușit să fac 600 de trofei pe Bull și pe Bo. Și sincer vreau să încerc să fac și pe Shelly. De câte ați putut observa, și animația lui Shelly a fost schimbată mai nou. Da, o am maxat pe Shelly, este al doilea brawler al meu maxat. Primul a fost Rico. Am ambele star power pe Shelly și Gadgetul, este maxată full cum ar veni. Gadgetul pe Shelly mi-a picat dintr-un big box, nu mi-a picat, doar mi-a picat două gadgeturi. Prima dată am primit 14 bănuți, din câte mai țin minte, asta pot să o țin minte, chiar sunt sigur că 14 bănuți am primit. Puncte pe Jessie, asta o țin minte foarte bine, puncte pe Jessie. Și mi-a picat prima dată gadgetul pe Shelly și după mi-a picat gadgetul pe Bull. Două gadget și da, astea au fost ultimele mele gadgeturi pe care trebuia să-mi pice, pe Bull și pe Shelly. Și tot ce mai trebuie să-mi pice acum este trei star power. Mă scuzați pentru că mă bâlbâi, dar mă mai bâlbâi uneori. Ok, am mai rămas eu cu cioara. Win sau sal? Eu cred că win. Win. Hai că win dacă e, Doamne, ce mi-a făcut cu ultimata. Ce aș putea spune decât Gigi cioară? Meciul ăsta nu prea am făcut prea multe. Da, și da, cum spuneam în primul episod, v-am spus că pe acest canal o să postez și niște challenge-uri pe Brawl Stars.
Dacă știți niște challenge-uri interesante pe Brawl Stars, îmi puteți scrie în comentarii, pentru că eu întotdeauna citesc comentariile și răspund întotdeauna. Cine este aici? Am văzut pe cineva, dar cred că pe mine era și a plecat. Sper să fie fost ea. Bun, deci aici nu e nimeni. Bunul ăsta vine și el să se apre între apă, cum s-ar zice. Aoleu, aici l-am prins, aici l-am prins. Nu mai scapă, da, nu mai scapă. Pa, bro. Spam, auto-aim, era cât pe ce să mă bată, Doamne, ce satisfacție mare este când îți dai ultima ta lui Shelly. Era la limit acolo să o mierlesc, să-mi scad extrem de multe trofii și să încep de la capăt. Bulul ăsta mă cam enervează, nu prea îmi place cum stă el aici. De mine m-a enervat. Dă-mi ce plan că mă duc anul astea. Fuck, bro! 317 HP. Oh, bro. Asta e. Asta e. Va trebui să ne continuăm meciurile. Da, și voi ce mai ziceți? Cum o mai duceți? Cum mai e viața voastră? Scrieți-mi în comentarii. A, da, și la ultimul videoclip v-am scris în comentarii, dacă strângem 20 de like, 10 like-uri la, hai că 20 dacă e, 10 like, dacă strângem 10 like-uri în total la videoclipuri, voi face o serie de Minecraft. Să vedeți cum mă joc eu Minecraft, practic. Să vedeți cât de bâtă sunt. Hai că sunt bâtă, dacă e, dar să... Dacă vă place ceea ce fac, da, asta nu cred că am mai spus-o până acum. Dați și voi acolo un like dacă vă place ceea ce fac și abonați-vă, bineînțeles că abonarea este, cred că, cea mai importantă. Dați și voi un like, mă puteți susține destul de bine. Abonarea este așa, de formă, dar... Și abonările mă ajută extraordinar de mult. Dau o încredere așa de mare în mine când văd abonările și like-urile, mai ales când văd like-urile voastre, apuc o bucurie așa de mare. Oh my god. Mai bine că mai vii și tu. Bine că mai vii și tu, Mărlane. Star power-ul ăla al tău, jmecher. Bine, cam atât a fost cu Shelly. Vreau să mai încerc cu un brawler pe care nu m-am jucat și vreau să-l fac 550 plus. Oh my god, dar vreau să mă joc cu Spike. Am chef să mă joc cu Spike. Și da, pe Spike trebuie să-mi pice, am bele Star Power, și pe Dynamite trebuie să-mi pice al doilea Star Power. Da, nu m-am mai jucat cu Spike de ceva vreme și Spike chiar este unul din brawlerii mei preferați. Să vedeți noi aici un emote. Habar n-am ce am vrut să fac acolo. Mi-a mers controllerul ăsta de aici. Sau cum s-or numi. Mi-a mers singur, practic, și na. Voi mai da două meciuri și după voi închide episodul, pentru că nu are rost să fac un episod foarte lung. Și da, cam asta ar fi. Aici avem un Colt care care nu prea vrea să mă atace într-un motiv sau altul, cel mai probabil pentru că dau extraordinar. Spike este un brawler care dă extrem de mult damage de la apropiere, dar și de la depărtare dă extrem de mult. Spike este și una din legendarele mele favorite. Cam legendara cu locul 2 la mine. Prima de cel de pe locul 1 este Crow, apoi Spike, apoi Leon și apoi Sandy.
Pentru că este mai mult de 3v3, nu foarte tare de solo. O să vedem aici, îl omorâm pe băiatul ăsta. Așa. Dăm aici. Hâț. Hâț. Așa. Mai dăm și unul de ăsta. Să fie bine. Coltul ăla mă disperă puțin. Mă cam enervează acolo coltul ăla, dar n-am ce să-i fac. Acolo iar m-am blocat în perete. Numai cu asta nu este foarte bună pentru spike. Pentru că... Fuck, bro. Ok, never mind. A fost un meci destul de ok-uț. Dar o să mai dăm un singur meci și o să oprim episodul. Pentru că nu vreau să mă lungesc foarte mult, pentru că știu că nu o să vă uitați la tot. Dacă v-ați uitat până aici, scrieți-mi un comentariu cu hashtag castravete. Hashtag castravete vreau să văd în comentarii, dacă v-ați uitat până aici. Nu, dar nu se poate. Vreau să dau un meci de duo. Și cam ăsta va fi ultimul meci. Zic. Deci da, dacă v-ați uitat până aici și ați ajuns până aici, scrieți hashtag castravete în comentarii. Vreau să văd hashtag castravete. Nu știu de ce nu mă întrebați, cred că este cel mai random cuvânt care mi-a venit în minte. What? Iar m-am blocat în perete, nu voia să meargă înapoi. Habar n-am de ce, eu voiam să dau înapoi ca să meargă înapoi, dar nu mergea. Habar n-am ce se întâmplă, dar... asta e. Ce să spun? Nu prea am ce să spun. Da, și cum spuneam și la început, dați un like ca să mă joc, ca să facem 10 like-uri în total și 50 de vizionări și o să fac o serie din Minecraft. Hai, nu 50, 25 de vizionări vreau să am. 25 de vizionări și o să încep seria de Minecraft. Pentru că chiar am chef să mă joc Minecraft, sincer. Chiar am chef să filmez Minecraft. Minecraft, un joc foarte interesant, unul din preferatele mele. De cu ăștia. Dar nu știu, mi se pare mie sau parcă au schimbat gadgeturile astea. Nu știu, oare erau așa? Nu cred. Dar, na. Habar n-am, nu. Da, și cam ăsta a fost ultimul meci. Locul 3. Scuzați-mi gameplay-ul. Iar mă bâlbâi. Și da, vreau să vă arăt din nou clanul. Trebuie să aveți peste 5.000 de trofei, dar dacă nu aveți 5.000 de trofei, scrieți-mi în comentarii și o să rezolv asta și o să pună ca să poată intra toată lumea. Și da, ne întâlnim data viitoare cu un nou episod. Eu am fost George și pa, pa!